Da, eu vreau ce-am iubit să iau. Bagă, Doamne, luna în ceață. Bagă, Doamne, luna în ceață. Mândrulița din Banat, mândrulița mea, nu te-ai uitat până mor, mândrulița mea. Tu ești floare de bujor, mândrulița mea, nu te-ai uitat până mor, mândrulița mea. La discuțiile finale. Noi nu suntem prea începuți, dar vom lua un scaun, ne vom așeza în fața dumneavoastră și dacă vreți să vorbiți cu noi, suntem și noi. Da. Nu știu. După ce a venit niște fișe de feedback, dar nu am putut să le facem. Ce părere aveți despre spectacolul nostru? Credeți că ar trebui să le repetăm? Să... Nu, cred că întrebarea este dacă ar trebui să-l transformăm într-un spectacol. El nu este. Da. E un exercițiu lucrat 5 zile. Ne-am propus să facem o serie de spectacole lectură cu textul în față. Cel de săptămâna trecută a fost după cartea domnului Ioanes Pop, Iehudul fără ieșire. La care vă invităm probabil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. Dar acum vorbim despre asta. Și filmulețele tot în 5 zile la prelegere? Da. Deci tot ce am văzut a fost... Da. Da. Sau despre ideea de feminism, dacă vreți să-mi spuneți ceva. Cu Liviu. Da. Sau despre interviurile care le-am văzut, ce ziceau, ce s-a spus despre feminism. Sau despre textele la care am lucrat, mă rog, pe care le-am citit cu greu, pentru că lumina venea de jos. Era cumplit. Deci eu nu vedeam, trebuia să vină, a fost cumplit. Trebuie cum mai sus. Nu știu. Nu mai bine când somn? Cred că da. Cum mi s-au părut textele? Eu sunt curioasă. Da. Sunt curioasă. Cum ați ales sau de unde ați știut de text? Adică erau poete de care știați deja și pur și simplu ați ales... bine, în afară de câteva nume destul de cunoscute, dar știați de textele astea? O știa cineva de textele astea? Am ales. Am luat o carte și... Crista asta... Regizoarea spectacolului, Crista Binciu, e și ea scriitoare și își face doctorat în poezie. Și... Cunoaște foarte bine aia. Iar, da,
Bine, mi-am scris mai multe texte și am ales ce mi s-a părut potrivit pentru Mai au și alte interviuri mai și mai terase pe care nu le-ați ales? Nu, asta a fost toate interviuri. Da, asta a fost. Vlad, vrei să te aici? Da, nu. El e Vlad, cel care ne ajută. El a filmat și a montat. Și a montat. Voi ce, ați ajuns la o concluzie? Adică urmăreați o concluzie când? Cum se cheamă? Sau era un proces? Legat. Feminismul, e un proces. Și noi învățăm... Nu pot să mă laud, știu, foarte mult, dar am citit mult să pun asta. Dar oricum, în general, am observat că feminismul nu e înțeles. Adică lumea spune că feminismul este... O femeie care se crede superioară bărbatului, nu este așa în text. Definiția este că feminismul e un curent care promovează egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul. Și mai mult pe ideea asta încercam să... Spectacolul, de fapt, de la ce premiță pleacă? De la contra sau de la pentru? Contra. Adică eu ca spectator aș putea să dau spre pentru sau aș putea să dau spre contra? Asta am de libertatea de feminism înseamnă egalitatea drepturilor pentru. Da, da. S-a înțeles altfel? Nu. Mai în asta și constă. Îți dă ție libertatea ca și spectator. Da. Numai că din interviuri toate pledau în contra și ultima cu Magda Turneci era pentru. Păi am pus exact părerea oamenilor pe care i-am intervievat. Adică, dacă asta e părerea, voi aveți... Da, vă ascultăm, domnule. Aveți impresia că în România e nevoie să se discute despre feminism? Cred că în România este nevoie ca femeia să fie respectată. Pentru că eu chiar am auzit, era un interviu, un documentar la televizor, în care spuneau că România este țara cu oamenii cei mai nepoliticoși din Europa. Și cred că trebuie să existe, în primul rând, respect pentru femeie, pentru că eu personal și cred că vi s-a întâmplat tuturor femeilor să mergeți pe stradă și să vi se întâmple niște lucruri nu tocmai plăcute legate de bărbați. Nu spunem că sunt toți așa și nu vrem să punem bărbații la zi și nu spunem bărbați nu X. Nu. Doar că vrem să fim respectate și să ni se acorde credit, cum ar fi să zice. Nu, ăsta e motivul neapărat pentru care am făcut spectacol. Mie mi-au plăcut foarte mult textele. Da. Am descoperit niște texte minunate. Da. Ăsta ultimul îmi place la nebunie. Eu sunt foarte slabă, n-am problemă cu mâncatul. Da. Cred că există femei care au probleme mari și serioase, chiar boli, în ce privește mâncatul. Și le-au plăcut. Pentru mine a fost că... L-aș mai zic o dată, absolut. Te rugam. Nu, că... Da, eu asta nu prea mâncat. Aveți niște varze. Mai avem de două. Și da, e ciudat, pentru că unele poete din care am citit în seara asta sunt foarte, au niște probleme, cum e cea cu burțile, cu cerșetarea, sau, eu zic acum din ce am eu, sau cu Angela Marinescu, care își dorește să aibă un penis de bărbat și să penetreze creierul lui Adelina, creierul de Adelinei sau Irinei sau așa. Sunt niște lucruri pe care îți ia ceva să le înțelegi. Să citești așa ceva. Nu cred că nu știu câte femei se gândesc la asta. Adică sunt personalități total diferite. Ele, poetele, ale... Dumneavoastră sunteți poete? Am vorbit prostie. Zâmbiți așa de frumos. Dumneavoastră.
Sunteți poetă? Eu? Da. Într-un fel. Da. Nu sunt poetă. Probabil că... Toți suntem, mai mult sau mai puțin. Să nu ajungem la faza cu românul s-a născut. Dar nu româncă. Dar nu româncă. Da. Și a fost cumva o... Ne-am întâlnit cu mai multe personalități diferite și mie asta, dar ăsta e câștigul meu. Nu atât că de acum nu o să mă mai înjure sau nu o să mă fluiere de un bărbat. Asta nu mă interesează. Nu cred că pot să schimb eu mentalitate un spectacol. Nu știu dacă pot. Nu știu dacă avem noi puterea asta. Sunt foarte multe fete în sala asta. Ciudat. Așa m-am și așteptat. Avem și noi poartă. Să zici ceva acolo? Da, ideea este că... Te ridici, da? Știi cum am spus ea mai devreme? Lumea spune despre feminism următoare lui și următoare lucruri, iar definiția este următoare. Dar ce spun femeile despre feminism? Unele sunt de acord, unele nu sunt de acord. Unele promovează ideea asta și merg pe ideea asta și o fac ca un simbol al femeilor, iar altele fac total în opoziție. Și ajung să... Deci te uiți la o femeie și o vezi, ba e, ba nu e. Deci, e un pic cam... Unele dau imaginea de feministe comuniste, convinse, de feministe convinse, iar altele, în total opoziție. E o problemă de respect de sine, a fără bărbate, femeie, în general. Asta e. Eu nu mă văd cu o mitralieră lucrând cu mișarea feministă în niciun caz. Dar cred că fiecare persoană trebuie să se respecte și să înțeleagă niște lucruri. Și mai e că femeile nu sunt toate la fel, adică, știi, femeile sunt oameni, așa că o să vezi o diversitate de femei. Dacă te aștepți să vezi una și o imagine și un tip de femeie, din păcate sau din fericire nu există. Și-ar fi și păcat. Păi, da. Mie mi se pare promițător pentru înțeleg că e destul de recent, că ați o săptămână ați gândit spectacolul și e... sunt bune și multe poezii mi-au plăcut mult. Și, da. E promițător. Deci ar putea deveni un spectacol, dacă ar mai fi cu toate. Da. V-a deranjat faptul că citeam textele? Nu. V-ați hotărât asupra unui nume? Poftim? V-ați hotărât asupra unui nume? Da, dar poate să mai fost. Da. Da, ne-am hotărât. Avem o posibilitate. Noi căutăm un nume acestei trupe și nu găsim unul foarte bun. De care să sărim așa, să fim mulțumiți. Dar am găsit un nume provizor. Dar nu. Nu știm dacă rămân. Te-ai mai gândit? Nu. Deocamdată suntem trupa de la muzeu. Și nici măcar trupa. Astăzi suntem în... Mă lipsește flăcău. Avem un singur flăcău în trupă și e în turneu. V-ați gândit să faceți... să aveți o tematică specială sau să abordați toate stilurile? Toate subiectele, vreau să spun, stil. Aveți un stil ăsta, care mie mi se pare foarte bun. Vă referiți la stilul ăsta, muzică? Exact, da. Mie personal mi se pare
De curând l-am descoperit. Da. Acum 2 săptămâni. Am lucrat acolo în spate, aveți o socială minunată. Se cheamă Maria. Și am lucrat cu ea la celălalt spectacol, la Iehudul fără ieșire. Și atunci a fost prima oară când am lucrat cu muzică, live. Adică live. Live, aici cu noi. Și asta era două băieții. Fang și Silviu. Da. Cred că merg la toate. Primul nostru spectacol e de poezie. Avem 16 poeți, cred că. 16 texte de poezie. E un colaj, ca un fel de antologie pe scenă a unor poeți. E Ion Mureșan, Angela Marinescu, Paul Vinicius, ajutați-mă, Mariana Marin, Emil Brumar, Mircea Dărtărescu, Ioanes Popnălescu. Da. Și ăla e un spectacol așa pe gol, doar cu corpurile noastre și puțin dans și fără ajutor muzical. Mă rog, cântăm noi. Dar nu se compară. Dar nici nu vreau să compar. Care? Iar al doilea e Iehudul și ăsta e al treilea și... Să sperăm că în curând vom face și un spectacol după o piesă de teatru. Că deocamdată am făcut doar poezii. Mie mi se pare o treabă foarte vizuală reprezentarea diferitelor stări care sunt în poezii pe care le aveți. Mă gândeam că pentru un spectacol unde sfârșitul este apoteotic, așa cum mă cază, trebuie să insistați mai mult pe partea asta. Să mai încă la moment. Momentul ăsta a fost foarte... Pe lângă faptul că oferea un fel de... Avea un text foarte puternic, care a ieșit puțin din clișeu, pentru că puțin nu mai cred că se gândește, cel puțin nu m-am gândit niciodată la zona asta de mă abțin să mănânc, dar în felul ăsta, nu în felul ca să mănânc mai puțin să fiu. Putea fi toată și mai mult. Adică să mai adică lucrăm la momentul cu să fie mai vizibilă îmbrăcarea sau... A fost perfect cum a fost. A, ca și mâncat în concurs. Adică să mai serviți public, nu? Adică să interacționeze puțin mai mult, în sensul ăsta. Da, da. Frica noastră era să nu se mai asculte textul în momentul în care se întâmplă vâjiala asta în public, știi? Da. Și s-a cam întâmplat, eu am simțit, nu știu dacă chiar s-a întâmplat, actorul nu simte mereu exact ce se întâmplă, dar eu am așa să le simt și am simțit ceva. Că ceva s-a, nu știu când, la început. Poate trebuia să încep mai târziu, după ce... Da, pentru că și am interacționat chiar la început. Mă rog, nu era lucrat foarte mult. E experimental, totul e experimental. De asta mă rog, le rupe picioare, primesc. De ce sunteți Andrei Scopii? Pentru că este un spațiu care mi s-a dat. Noi putem ne trebui aici. Ara, nu sunteți condiționați să faceți spectacole legate de literatura contemporană? Vrem să facem legate. Și așa s-a întâmplat. Cel puțin Iehudul fără ieșire este, începe să devină de suflet pentru mine ce se întâmplă acolo. Îmi place foarte mult cartea și atmosfera care efectiv simți că se lasă așa peste ele. Nu știu dacă simte toată lumea. Ceva se lasă. Dar nu trebuie să citești. N-am văzut. Adică n-am văzut. Da, e cald. Aici nu. Eu cred că ăsta merită făcut într-un spectacol și cred că merită să-l... Mă rog, să mergeți cu el și în alte părți, să aveți o audiență mai mare. Eu nu am văzut așa ceva în România. Un spectacol care să abordeze din plin feminismul într-un fel. Să folosească cuvântul feminism, în primul rând. Adică chiar n-am văzut. Cred că e super
bine, interesant, util pentru mai multă lume. Și cred că ce, adică eu încă nu trebuie să mă mai gândesc ca să am așa o reacție foarte articulată, dar cred că mă rog, potențialul spectacolului este că abordează specific cu românesc sau specificul de aici, adică e o ambivalență care trece, care respiră prin ceea ce spuneți, prin cum ați jucat, prin muzica, este soundtrack-ul cântat de niște bărbați deasupra, sunt tot felul de experiențe. Nu toate poeziile, eu nu cred că toate poeziile sunt feministe pe care le-ați... Și de asta, deci e așa o ambivalență, femei care și interviurile, care femeia care spune da, există misoginism, dar nu e bine totuși, feminismul nu e răspuns, e bun dacă e așa în tăcere. Subsumați, în deci asta, cumva, nu știu, deci când ați zis că e un proces, cumva să rămâne sau să păstrați calitatea asta. Deci e ceva care explorează, nu știu, multitudine de experiențe, ambivalența asta de a fi femeie în țara asta, că știi că ceva nu este în regulă, dar nu știi cum să spui, nu știi cum să articulezi. Și vorbești despre mâncare, vorbești despre sex, vorbești despre cum ai vrea să fii bărbat sau despre orice altceva. Dar nu, mai rar îți poți exprima opțiunile astea politice. Da, nu știu, acum vorbesc, dar mă rog, vreau să zic că nu am fost. E ok, sper că ai filmat. Sunt concluzii. Crezi un moment din spectacol care nu v-a plăcut sau pe care l-ați face altfel? Îmi dați voie să zic asta? Mi-a transmis mama mea. Din video, între total a fost foarte frumos, minunat. O singură scenă care cel puțin a deranjat-o pe mine. Cel puțin. Când Bogușoaia arde. Aia este o, să zice, senzație sau sentiment? Senzație. Mai... Da. Mai le-a plăcut. Mm-hmm. Atât. Da, și eu vreau să adaug la asta, apropo de Popușa Balarde și inocența și vulnerabilitatea și fatalitatea cu care suntem obișnuiți să privim și stereotipul spart prin aderea Popușii îngenunchiată acolo în mijlocul unei străzi. Dar, dincolo de asta, pentru mine, cum am perceput eu, poate vin și așa dintr-o zonă prea sensibilă, prea fragilă și sunt obișnuită să citesc altfel spectacolele, e un pic umplut de stereotipii. Dincolo de asta, cer scuze, dincolo de stereotipii, ele se pot sparge unele pe celelalte, se pot concura unele cu altele. Și mai este ceva, la un moment dat, multă durere și cred că, de fapt, durerea asta de fapt, un camuflaj al identității noastre, al căutării noastre de sine, dincolo de asta, nu căutăm femeia, nu căutăm bărbatul, nu căutăm egalitatea, nu căutăm diferența și diferența dintre egalități sau egalitatea dintre diferențe, cum încurc. Și cred că, de fapt, ne căutăm pe noi înșine, într-o societate foarte, așa, fără sens, foarte amestecată, foarte ca o plastilină, modelată, remodelată, și ne tragem de păr, ne intrăm într-o bulimie, de fapt, a sensurilor, ne încrălim cu sensuri și cu noțiuni de sensuri și, în fapt, femeia care mănâncă non-stop și e bulimică de sens. Nu, acolo nu am văzut neapărat mâncare, neapărat. Poate gândesc eu prea departe și mă joc eu cu metaforele acum și în fața voastră și mă privește și brăduși. Dar e frumos cu... Nichita Stănescu și Fanny Sorescu și, nu știu, s-a adăugat acolo. Asta a fost o problemă mea și eu. Asta deci, timpul spectacolului m-au privit și mă gândeam ce am face aici. E un pic cu antiteză pe aici. De femei. Chiar nu putem să le scoatem. De toate asta mi s-a părut important să aveți spectacolul, deci eu mă bucur să fie pe pereți toți bărbații mari ai neamului. Dar să fie niște voci de femei, niște voci de femei care vorbesc tare și spun exact ce. Deci povestesc experiențele într-un fel sau altul și se fac audite cu public. Dar eu la un moment dat, în timpul spectacolului, mi-am dat seama de lucrul ăsta. Deci eram un mijloc cu poezie, în care am venit și m-am uitat și am văzut că erau bărbații ăștia, bărbații ăia, și am pierdut. Deci au fost, cred că, 30 de secunde în care mă gândeam asta. 30 de secunde e ok. Dar mai mult. Nu fac mă gândeam la ei. Dar sunt frumoși. Nu la asta mă gândeam.
Vorbeați de a început de a-l transforma într-un spectacol. Văd că e deja un spectacol și e ok în sensul că e într-o cameră, e un spectacol de cameră. Dacă ar fi pus pe o scenă, n-ar mai avea același efect. Pentru că ne-ar separa pe noi ca spectatori de voi ca și actori și ar pune bariera aia care în general există. După de cameră, cred că e deja un spectacol. Un pic altfel, dar e spectacol în sine. Adică n-am înțeles inițial cum vreți voi să transformați într-un spectacol din moment ce e deja. Păi nu, că ar mai fi câteva de dezvoltat, de transformat. Da, da. Și sunt momentele în care ne luăm textul. Da, dar vreau să fie un spectacol de 5 zile. Dar dacă lucrați un pic mai mult, da. E ok. Da. Da. Nu, cât a tărat? O oră? O oră? Chiar mai puțin. Asta mi-e cadrul. Puteți să mai strângeți interviul, poate... Da. Da, puteți să mai lucrați la asta, de exemplu. Se pare interesant și poate asta. Să părem mai variate, poate. Deci, din partea și noi. Poate fi pe mai tinere. Mi s-a părut că dau toate să fie niște voci din astea mai... cumva cu autoritate dată de vârstă și cu atât mai mult mi s-a părut că erau cumva foarte... De faptul că toate condamnau feminizarea de fel sau altul, mi s-a părut cu atât mai, cumva, mai apăsător, pentru că ele erau cumva niște femei care se presupune că au trecut prin o grămadă de chestii până la și acolo unde sunt și... Da, cred că ar fi interesant să fie așa mai multe generații și să vedem dacă e vreo schimbare, ori dacă e vreo diferență între părerile scriitoarelor care, nu știu, sunt foarte tinere față de cele care... Sunt 40 de ani. O parte tinere. Mă, cred că ar fi interesant de văzut dacă... Pe mine ceva... Mă frapat a fost că... Ideea despre feminism era legată tocmai de generația, să zic, a mea, care și că România n-a fost feminism dinainte de 90, ceea ce m-a uimit total, pentru că mi se pare că atunci tocmai a fost o egalitate. Adică plec strict numai de la feminismul care, curentul respectiv, care a promovat și el a plecat dintr-o necesitate. La vremea respectivă, în Statele Unite, a început acest curent și care promova drepturi egale sociale. Adică să avem același salariu, atenție, acum avem salariu pe fluturaș, nimeni nu știe cu câte sunt plătite femeile și cât. Nici nu niciodată nu am gândit asta. Așa, deci, la marile concerne sau unde se muncește, salariul este strict confidențial. În România nu știu foarte clar dacă peste tot, dar cel puțin în alte țări nu știe nimeni cât este plătită femeia. Deci de aici plecăm, de la egalitatea socială. În tot caz nu s-a discutat despre că noi am fi egale cu bărbații sau am avea... Nu, avem aceleași drepturi sociale. Și practic acest lucru s-a întâmplat înainte de 90. Mai departe, ce se întâmplă acum, vedeți cu toții. Nu știu dacă femeile, sau mă rog, prea fac chestia asta, nu știu de ce s-a întâmplat. Magda Cârnești, parcă era aceea care spunea că din 90 s-a schimbat statutul femeii. Mie mi se pare că s-a schimbat puțin cam în rău. În primul rând, modelul de siluetă feminină promovat este cel androgin, care mi se pare iarăși o exagerare a acestei egalități a femeii și bărbatul. Adică femeia este egală în drepturi, dar nu este egală și la siluetă. Vedeți că aceste modele care